Adoniram Judson Gordon, 1836-1895. Puterea este disponibilă. Născut din părinți creștini în New Hampton, New Hampshire, Gordon era obișnuit cu munca grea. De tânăr, el a lucrat în filatura de lână a tatălui său și străbătea mari distanțe pe jos până la școlile rurale. El frecventa cu credincioșie adunările bisericii împreună cu părinții săi, care erau baptiști de școală veche. La puțin timp după convertirea lui, la vârsta de 15 ani, Gordon s-a simțit chemat la lucrarea pastorală. El a frecventat cursurile noii academii londoneze și ale Universității Brown și a absolvit apoi seminarul teologic Newton. Ordinat ca pastor baptist, Gordon a păstorit o biserică din apropierea orașului Boston timp de 6 ani. El și-a petrecut următorii 25 de ani la Biserica Baptistă de pe strada Clarendon din Boston, care a devenit una dintre cele mai spirituale și active biserici din America. Gordon a editat publicația lunară Watchword, a devenit președintele Comitetului Executiv al Uniunii Misionare Baptiste Americane și a fondat Școala de Pregătire Misionară din Boston, acum Colegiul Gordon, și Seminarul Teologic Gordon Conwell. Erudit de marcă, autor și scriitor de imnuri, Gordon a avut adesea rolul de vorbitor și lider la marile adunări din Northfield ale lui D.L. Moody. Data aproximativă 1885. Întrebare. Ca fondator al unui colegiu și a unei școli teologice remarcabile, erudit, predicator, autor și reprezentat de fruntea misionarilor, poziția dumneavoastră în legătură cu puterea lui Dumnezeu de a face minuni îi surprinde pe unii oameni. Gordon, vă referiți la faptul că eu cred că minunile continuă astăzi ca în zilele apostolilor? Răspuns obișnuit în vremea mea este un nu hotărât. Deci s-ar putea ca într-adevăr convingerile mele să nu fie în acord cu opiniile majorității teologilor de astăzi. Înainte de a merge mai departe, pot să vă întreb cum v-a condus Domnul într-o umblare mai intimă cu El? Este mult mai greu să răspunzi la întrebările care privesc experiența decât la cele care privesc doctrina. Întrebările referitoare la lucrarea Duhului Sfânt în viața cuiva sunt cele mai grele. În timp ce mărturia Domnului este sigură, mărturia experienței variază, dar voi încerca. Vă aflați la acea vreme în mijlocul unei lucrări pastorale foarte laborioase și febrile. Este foarte adevărat, dar lucrul acesta este în sine o minune. În tinerețe, până la convertire, eram cunoscut ca un individ oarecum apatic și aparent leneș. Chiar și după ce m-am orientat către lucrarea pastorală, un diacon bătrân a remarcat că aș putea deveni un bun păstor dacă aș avea ceva mai multă energie. Activitatea febrilă a devenit ceva obișnuit pentru dumneavoastră după convertire? Da, deși munca efectuată în slujba lui Dumnezeu s-a transformat în cele din urmă într-o corvoadă care mă împingea la deznădejde și dezamăgire din cauza slabelor rezultate spirituale. Lucram mai intens și mai mult la predici care credeam că vor avea mai mult efect. Am încercat să comunic mai eficient, i-am stimulat pe oameni să participe la adunările de rugăciune, am încercat să îmbunătățesc administrația, dar povara neliniștii era tot mai mare. Apoi a venit descurajarea, nopțile nedormite, epuizarea fizică și, în final, boala. Într-o zi, o voce suavă și blândă mi-a reamintit: în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. Și probabil că am răspuns: cine este, Doamne, ca să-l cunosc? Ați stabilit o nouă relație cu Domnul sau cu Duhul Sfânt?
îl cunoșteam pe Duhul Sfânt ca pe o influență cerească pe care trebuia să o invoc, dar nu am înțeles adevărul că El este o persoană a Dumnezeirii care a venit jos pe pământ la un moment dat și care este mereu prezent în biserică de atunci încoace. Nu mi-am dat seama că El este la fel de real cum a fost Isus în timpul celor 33 de ani de viață pământească. Mulți creștini se trudesc, duc poveri și își asumă responsabilități mult prea mari în comparație cu puterile lor naturale. Ei sunt orbi când este vorba de marele purtător de poveri, care este cu ei ca să facă pentru ei și prin ei ceea ce ei încearcă să realizeze singuri. Criza prin care a trecut a avut vreo legătură cu adunarea din Northfield a doctorului D.L. Moody? Da, era anul 1882 când căutarea mea și-a atins punctul culminant. Eram convins că există ceva mai mult decât atât și doream să mă asigur ceea ce îmi lipsea ca și credincios și slujitor al lui Hristos. La miezul nopții, într-un moment de intensă cercetare a inimii, Domnul m-a umplut cu Duhul Sfânt. Ați avut o experiență afectivă extatică? Nu, acest lucru nu s-a petrecut printr-o explozie spontană de revelație și nici printr-o experiență palpitantă a unei sfințiri instantanee. Descoperirea mea era una tăcută, sigură și constantă, care creștea tot mai mult. Iisus, prin Duhul Sfânt, a stat înaintea mea într-un gen de epifanie spirituală. În mod categoric și revocabil, cum îl primisem cândva pe Hristos cel răstignit, ca pe Cel care împoartă păcatul, L-am primit acum pe Duhul Sfânt ca pe Cel care împoartă povara. Vreți să spuneți că atunci ați primit botezul Duhului Sfânt? Ei bine, prefer să nu folosesc o expresie despre care nu cred că este strict biblică. Mie mi se pare că măriața promisiune, voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt, a fost împlinită în ziua cincizecimii, odată pentru totdeauna. Atunci Iisus l-a trimis pe Mângâietorul pentru întreaga dispensație și pentru toată biserica, prezentă și viitoare, cu scopul de a o duce în economia Duhului. Este scris, noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. 1 Corinteni 12:13. Dar una este că Dumnezeu dă și cu tot altceva este dacă noi primim. Diferența este aceea între a-L avea pe Duhul Sfânt pentru reînnoire și a-L avea pe Duhul Sfânt pentru lucrare. Cineva poate primi Duhul Sfânt pentru a se clarifica în vederea slujirii. Nu este posibil ca cele două experiențe să aibă loc simultan? Mulți primesc această binecuvântare imediată la convertirea lor, de care nu e neapărat nevoie să o separăm. Înțelegeți însă că, așa cum Scriptura vorbește în mod clar despre trimiterea Duhului de către Tatăl, ea vorbește la fel de clar și despre primirea Duhului de către ucenici. Mulți cercetători atenți ai Scripturii susțin că ordinea din Scriptură este valabilă și acum. Ce bază biblică există pentru o experiență suplimentară a puterii din partea Duhului Sfânt? În linii mari și după un studiu prelungit al Scripturii, am ajuns la următoarea convingere. După cum Hristos, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii, a venit pe pământ să facă ispășire pentru păcat și să dea viață veșnică, și după cum păcătoșii trebuie să-L primească prin credință pentru a obține iertarea și statutul de fii, la fel și Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, a venit pe pământ să transmită puterea de sus. În calitate de credincioși, trebuie să-L primim tot prin credință ca să ne calificăm pentru slujire. Dumnezeu a dat ambele daruri,
dar noi nu ni le-am însușit neapărat pe ambele printr-o credință conștientă. Nu ceea ce avem, ci ceea ce știm că avem determină cât de bogați suntem din punct de vedere spiritual. De ce ne-am mulțumit cu iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său, Efeseni 1:7, când Domnul vrea în plus să ne întărească puterea prin Duhul Lui în omul dinăuntru potrivit cu bogăția slavei sale, Efeseni 3:16. Domnule Gordon, unii învață că înzestrarea dată de Duhul nu este o experiență specială sau mai înaltă, ci orice copil al lui Dumnezeu a avut deja parte de ea. Eu nu cred lucrul acesta. Pare să reiasă clar din Scripturi că datoria și privilegiul creștinilor este să-L primească pe Duhul Sfânt printr-un act conștient și hotărât al credinței, întocmai cum L-a primit pe Iisus Hristos. Când spunem că atunci când L-am primit și pe Hristos am primit și în mod necesar și darul Duhului, anulăm distinția pe care o fac Scripturile. Eu cred că în mod logic și cronologic, darul Duhului vine după pocăință. Trebuie să-L primim pe Duhul ca fi, în același fel în care L-am primit pe Hristos ca păcătoși. Unii învață că în această dispensație, relația noastră cu Duhul Sfânt și cu darurile Lui diferă de cea din perioada apostolică. Care este poziția dumneavoastră? Indiferent care ar fi fost relația pe care au avut-o credincioșii cu Duhul la început, eu cred că ei au un drept pe care pot să-l pretindă astăzi. Eu cred că acea exegeză care stabilește că botezul în apă din vremurile apostolice este obligatoriu în zilele noastre, dar împinge botezul în Duhul într-o dispensație trecută, este inconsecventă. În loc de așa ceva, eu susțin că evenimentul cincizecimii a avut loc odată pentru totdeauna, însă afirm în egală măsură că însușirea Duhului de către credincioși este valabilă totdeauna pentru toți. Eu cred că limitarea anumitor binecuvântări speciale ale Duhului Sfânt la acel interval ideal numit perioada apostolică, oricât de convinabilă ar fi ea, ca fugă de dificultăți imaginare, îi privează pe credincioși de unele dintre cele mai prețioase drepturi pe care le au prin legământ. Sunt de acord cu Dr. Elder Cumming că o mare greșeală în care au căzut unii este să presupună că urmările cincizecimii au fost în cea mai mare parte miraculoase și temporare. Efectul unei asemenea concepții este pierderea din vedere a influențelor spirituale. Încă un punct de vedere diferit. Sunt unii care nu recunosc necesitatea unei crize bine delimitate, ei spun că viața creștină este doar o viață a creșterii spirituale treptate. Dacă ne imaginăm viața creștină doar ca pe o creștere treptată în har, suntem în pericolul de a crede că această creștere este invizibilă și inevitabilă și astfel ne asumăm prea puțin responsabilitatea de a o realiza. Permiteți-i credinciosului să primească Duhul Sfânt pentru consacrarea Lui printr-un act de credință bine definit, așa cum L-a primit pe Hristos prin credință pentru justificarea Lui. Și El va avea certitudinea că acționează într-un mod sigur și biblic. Nu cunosc un alt mod mai clar de a formula chestiunea decât spunând că este vorba de o simplă acceptare prin credință. Este o realitate că Hristos a făcut ispășire pentru păcat. La convertire, credința își însușește această realitate spre justificarea noastră. Este o realitate că Duhul Sfânt a fost dat. În momentul consacrării, credința își însușește această realitate spre sfințirea noastră. Care este scopul principal al acestei experiențe cu Duhul Sfânt?
Scopul grandios pentru care primim această împuternicire a Duhului este ca să ne califice pentru cea mai înaltă și eficientă slujire în Biserica lui Hristos. Mai sunt și alte consecințe care vor însoți în mod cert această binecuvântare: siguranța de neclintit privind acceptarea noastră în Hristos și o separare sfântă de lume. Dar aceste rezultate vor conduce la țelul suprem și cel mai măreț, rodnicia noastră consacrată. Putem noi să ne așteptăm la o asemenea experiență doar o singură dată în viață? Eu nu susțin că aceasta este o experiență unică. Noi primim Duhul o dată pentru totdeauna, dar pot să urmeze umple repetate. Este rezonabil să tragi concluzia că întrucât capacitatea noastră continuă să crească, nevoia noastră crește și ea în mod constant. Ce pași trebuie să facă un credincios pentru a obține această îmbrăcare cu putere? Deși eu cred că este privilegiul și datoria fiecărui creștin să pretindă o ungere distinctă a Duhului care să-l califice pentru lucrarea Lui, sunt atent să nu prescriu anumite exerciții stereotipe pe care trebuie să le urmeze cineva pentru a avea. Pot cita cu ușurință cazuri de experiențe decisiv, strălucit și clar marcate ale îmbrăcării cu Duhul, cum ar fi viața lui Finei și altora, dar să nu confundăm subiectul din cauza unor definiții teologice prea detaliate, pe de o parte, și unor exerciții spirituale frapante, pe de altă parte. Cu toate acestea, nu pot accentua suficient de mult că primirea deplină a Duhului Sfânt poate aduce o criză divină în suflet. Ce schimbări au avut loc în viața dumneavoastră după îmbrăcarea cu putere? Schimbarea poate fi descrisă astfel: în loc să mă mai rog regulat pentru coborârea unei influențe divine, acum mă supuneam, oricât de imperfect, unei ființe divine și omniprezente. În loc să fac un efort constant de a folosi Duhul Sfânt pentru a-mi face lucrarea, am căpătat convingerea clară și persistentă că adevăratul secret al slujirii constă în subordonarea Duhului Sfânt într-un mod în care El mă poate folosi pentru a-și face lucrarea. Care este costul unui asemenea pas spiritual? Această putere vine cu un mare preț. Ea ne costă predarea de sine, umilirea și supunerea celor mai dragi lucruri ale noastre lui Dumnezeu. Ea vine cu prețul perseverenței într-o așteptare îndelungată și cu prețul unei credințe, ce înseamnă o încredere puternică în Dumnezeu. Dar când experimentăm cu adevărat această putere, constatăm următoarea diferență. Înainte găseam că este dificil să facem cele mai ușoare lucruri. Acum găsim că este ușor să le facem pe cele mai dificile. Pe măsură ce înțelegem mai bine acest lucru, învățăm să ne rugăm mai puțin pentru detaliile îndatoririlor noastre și mai mult pentru plinătatea puterii. Sursa puterii noastre este ceea ce ar trebui să ne preocupe cel mai mult, nu rezultatele. Întrebarea mea inițială a fost dacă minunile continuă și în prezent. Vă rog să ne spuneți mai multe despre învățătura dumneavoastră în acest sens. Îmi dau seama că mă expun săgeților arcașilor teologici atunci când îmi declar poziția, dar nu doresc nimic altceva decât promovarea adevărului. Opiniile umane nu contează, mărturia biblică da. Doresc, deci, ca argumentul meu să-și bazeze întreaga lui greutate pe cuvântul lui Dumnezeu. Ca să spun clar, eu cred că biserica are nevoie să se remodeleze în orice direcție după tiparul apostolic și să fie reinvestită cu puterile ei apostolice. Protestele indignate ale scepticilor împotriva minunilor de altădată au împiedicat poporul Domnului să creadă în supranatural.
biserica deviază înspre o precauție inadecvată în ceea ce privește miracolul. Ați afirmat că nu doar cei din lume și învățătorii falși refuză să recunoască minunile, ci și mulți ucenici adevărați, onești și sinceri. De ce? La menționarea posibilei lor apariții în zilele noastre, mulți sunt cuprinși de o anumită frică și sunt înclinați să le dea nerăbdător la o parte. În cele mai multe cazuri, această aversiune provine dintr-o frică sănătoasă de fanatism. Ce este fanatismul? Fanatismul, în cele mai multe cazuri, înseamnă pur și simplu acțiune excentrică pe baza unei doctrine care s-a desprins din sistemul creștin. Fiecare adevăr are nevoie de stabilitatea și de echilibrul care sunt date de armonia cu toate aceste adevăruri. Dacă biserica, prin neglijarea sau negarea unei doctrine reale a credinței, împinge această doctrină în izolare și dispreț, făcând astfel posibil ca ea să fie preluată de o anumită sectă, nu mai trebuie să se arate surprinsă dacă își va pierde echilibrul. Biserica va lipsi în acest fel doctrina respectivă de acea influență conservatoare care vine din contactul și comuniunea cu alte doctrine centrale. Ea o condamnă în mod inevitabil la manifestări neregulate. Dacă întreaga masă a creștinilor ar fi credincioasă unor adevăruri, cum sunt, de exemplu, cea de-a doua venire a lui Hristos și sfințenia biblică, fanatismul adventismului și al perfecționismului nu ar fi apărut. Nu e nimic greșit într-o doctrină care a dus la fanatism. Eu nu apăr fanatismul, ci doar îl pun în perspectivă. Regenerarea în sine este o minune, nu-i așa? Nu ne gândim deloc să punem sub semnul întrebării regenerarea, lucrarea prin care Dumnezeu vine în contact imediat cu sufletul în vederea noirii Lui. Aceasta este o minune la fel de mare ca vindecarea, prin care Dumnezeu vine în contact imediat cu trupul în vederea însănătoșirii Lui. În primul caz, are loc o comunicare directă a vieții divine în Duh, comunicare pe care Neander o numește minunea permanentă a tuturor timpurilor. În cel de-al doilea caz, are loc o transmitere directă a sănătății divine în trup, fenomen care la început a fost numit o minune de vindecare. Un scriitor competent a scris odată și cred că a spus adevărul: tu îi ceri lui Dumnezeu să înfăptuiască un miracol la fel de real când îl rogi să-ți vindece sufletul de păcat ca atunci când îi ceri să-ți vindece trupul de febră. Însă cine va considera că încurajăm fanatismul dacă predicăm regenerarea omului și ne rugăm pentru ea? Aduceți-vă aminte, fanatismul nu e o erezie. Erezia este o eroare, o doctrină falsă pe care Scriptura nu a formulat-o. Susțineți, așa cum fac unii, că fragmentul din 1 Corinteni 13:10, când va veni ce este desăvârșit, este o dovadă a faptului că anumite daruri au încetat? Acest pasaj a fost folosit în încercarea de a limita toate minunile la era apostolică, ele fiind considerate niște fenomene care țin de lucrurile ce sunt în parte și prin urmare sunt menite să înceteze. În primul rând, remarcați că sunt specificate doar profețiile, limbile și cunoștința, nu și vindecările. Nu puneți mai mult în această limitare decât pune cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, limita stabilită pentru exercitarea acestor daruri este când va veni ce este desăvârșit, ceea ce, susțin învățații, definește momentul în care Domnul însuși va reveni pe pământ. Prin urmare, de aici nu reiese că darurile limbilor și a profeției
ar trebui limitate la prima perioadă a bisericii. Într-adevăr, nu putem uita că afirmațiile profetice și ale unei cunoașteri supranaturale și-au atins apogeul atunci când a fost încheiat canonul Noului Testament. De aceea, unii comentatori mai profunzi au presupus că acesta a fost momentul în care, pentru profeție și cunoașterea supranaturală, a avut loc venirea a ceea ce este desăvârșit. Dar acest lucru nu afectează daruri precum vindecarea. Nu este posibil ca un asemenea dar să fie atins un punct culminant atâta vreme cât boala și posesiunea demonică nu sunt împiedicate de nimic în lume și nici până când Marele Vindecător și Restaurator nu va reveni din cer. Ce este în esență o minune? Definițiile variază în mare măsură și cei care discută pe marginea subiectului evită faptele ascunzându-se după ele. Eu prefer să fac un apel la minuni recunoscute și să întreb apoi dacă au mai apărut unele asemănătoare cu ele de-a lungul vremurilor și în zilele noastre. Sunt minunile anormale sau nenaturale? Dacă minunile ar fi manifestări anormale ale puterii divine, împotriva naturii ca și deasupra naturii, ne-am putea aștepta în adevăr ca ele să înceteze. Anormalul nu este o regulă permanentă. Minunile de vindecare, de pildă, sunt manifestări ale sănătății și integrității naturii, intervale de destindere acordate umanității noastre răvășite și suferinde. Ele nu sunt catastrofe, ci manifestări ale acelei ordini divine care va fi instaurată odată cu răscumpărarea noastră deplină. Noi nu putem admite niciun moment nemulțumirea scepticilor că minunile constituie o violare a legilor naturii. Deși le numim supranaturale, ele nu sunt îndreptate împotriva naturii. Dacă minunile de vindecare sunt fenomene ale restaurării și ordinii divine în natură și nu erupții violente de dezordine, ar trebui ele să înceteze definitiv odată ce au început? Noi trăim în dispensația Duhului, despre care susținem că este o dispensație neschimbătoare atâta timp cât va continua. Credeți că vindecarea se găsește în ispășire? Se pare că ispășirea lui Hristos a pus bazele credinței în vindecarea trupească. Nu vreau să fiu dogmatic în această privință, dar faptul că Hristos a purtat boala și păcatul poporului său este un adevăr semnificativ. Dacă răscumpărătorul și substitutul nostru a purtat bolile noastre, putem presupune că El le-a purtat pentru ca noi să nu le mai purtăm. Lucrarea lui Hristos a avut două fațete, ea afectând în mod constant atât sufletele cât și trupurile oamenilor. Lucrarea apostolilor sub călăuzirea Duhului Sfânt este copia fidelă a lucrării învățătorului, predicarea împărăției și vindecarea celor bolnavi, răscumpărare pentru suflet și izbăvire pentru trup. Anumite promisiuni mărețe ale Evangheliei au acest dublu aspect, al iertării și al vindecării. După părerea dumneavoastră, ar trebui să ne așteptăm astăzi la împlinirea în întregime a textului din Marcu 16, versetele 17-18, cu toată lista de semne care trebuie să însoțească pe cei care cred? Nu vreau să pun limite acolo unde Domnul nu a pus. Singura poziție sigură este să accentuăm caracterul permanent al promisiunii și să admitem în egală măsură slăbiciunea generală și neputința bisericii de a-și o însuși prin credință. Sunt de acord cu scriitorul Bengel că multe minuni nu au loc acum din cauza că domnește necredința. Trag concluzia că acest text
ne învață că Dumnezeu dă anumite daruri miraculoase pentru ca ele să rămână în biserică până la sfârșit, deși nu le acordă fiecărui credincios în parte. Este posibil ca uleiul pentru ungere din Iacov, capitolul 5, versetele 14-15, să fie avut proprietăți medicinale? Lucrul acesta nu pare a fi rezonabil. Uleiul este un simbol al comunicării Duhului, prin puterea căruia are loc vindecarea. Observați că ei chemau prezbiterii ai bisericii, nu medici, ca să-l aplice. Ei însoțeau aplicarea uleiului cu rugăciune, nu cu masaje și tratamente. Cum ați rezuma raționamentele dumneavoastră în favoarea continuării minunilor până în vremea noastră? În primul rând, dacă ele ar trebui să înceteze, ele ar forma o excepție evidentă față de orice a introdus Domnul prin lucrarea Lui. Doctrinele pe care El l-a proclamat și pe care apostolii l-au predicat, ispășirea, justificarea, sfințirea și răscumpărarea, nu au fost niciodată desfințate sau modificate. În același fel, El n-a suspendat niciodată ordonanțele și operațiunile divine. Aceste toate țin de dispensația Harului pe care Iisus a introdus-o și care urmează să cuprindă întreaga perioadă dintre prima și a doua lui venire. Toți creștinii ortodoxi susțin că acestea sunt permanente și neschimbabile. Mai degrabă, noi trebuie să ne așteptăm la creșterea cunoașterii și la dezvoltarea doctrinei în perioada lucrării Duhului Sfânt decât la descreșterea ei, pentru că ni se spune: El vă va călăuzi în tot adevărul. Odată cu lucrările mai mari din Ioan 14, versetele 12 până la 17, noi anticipăm o întărire a puterii date în vederea slujirii și nu diminuarea ei. Legea creștinismului este de la mai puțin la mai mult și nu de la mai mult la puțin. Două șuvoaie de binecuvântare pornesc din lucrarea personală a Domnului nostru: un șuvoi de vindecare și un șuvoi de regenerare. Unul este pentru sănătoșirea trupului, celălalt pentru sănătoșirea sufletului. Ambele au curs alături de-a lungul perioadei apostolice. Este deci rezonabil să presupunem că scopul lui Dumnezeu era ca unul să-și urmeze cursul prin întreaga dispensație a Duhului, iar celălalt să scadă și să dispară complet într-o singură generație? Eu nu pot crede așa ceva. Ar trebui să-i cerem lui Dumnezeu să săvârșească o minune pentru vindecarea noastră sau a altora? Cineva a spus că ai cere lui Dumnezeu să acționeze și ai cere să săvârșească o minune sunt unul și același lucru. O minune este o acțiune imediată a lui Dumnezeu, diferită de acțiunea Lui mediată prin legi naturale. De ce am ezitat să ne rugăm pentru vindecarea trupurilor noastre, dacă nu ezităm să ne rugăm pentru înnoirea sufletelor noastre? Ambele sunt minuni. Același cuvânt clar al promisiunii le cuprinde și le prescrie pe ambele. Este important să recunoaștem puterea lui Dumnezeu de a vindeca astăzi. Nu trebuie să acordăm locul cel mai însemnat în doctrina creștină credinței în vindecarea supranaturală. Noi recunoaștem bucuroși că harul este mult mai important decât minunile, dar minunile își au locul lor ca umbre ale lucrurilor mai mari. Noi insistăm ca ele să-și aibă locul lor pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine realitatea. Credința în suveranitatea lui Dumnezeu nu descurajează rugăciunea pentru vindecare? Deși recunoaștem doctrina suveranității divine, aceasta nu ar trebui să ne rețină
de la cere prin credință vindecarea trupurilor noastre. Așa cum nici doctrina alegerii nu ar trebui să ne împiedice să cerem cu deplină siguranță mântuirea sufletelor noastre. Nu trebuie să ne sprijinim atât de puternic pe suveranitatea divină, încât să negăm practic libertatea omului de a cere sau de a aștepta vindecarea miraculoasă. Unii îl împing până și pe Dumnezeu într-o încremenire de fier, în care nici chiar cel atotputernic nu mai este liber să facă minuni, ca și cum Dumnezeu ar fi obligat prin ceva să limiteze acest oficiu al omnipotenței Lui de la perioada apostolică încoace. Este necesar să păstrăm aceste două mari elemente ale rugăciunii în echilibru, crezând cu putere, dar cerând cu supunere. Ar trebui să ne prezentăm cererea înaintea lui Dumnezeu, ținându-ne cu o mână de așa vorbește Domnul, iar cu cealaltă de voia Domnului să se facă. Are vreo legătură starea generală a bisericii de astăzi cu puținele dovezi de vindecare ce le vedem? Într-o perioadă în care biserica se bucura de multă prosperitate într-un sens pământesc, noi putem pierde mari victorii ale credinței și ale mijlocirii. Prosperitatea noastră și faptul că suntem scutiți de persecuții și încercări sunt surse ale neputinței și slăbiciunii. Prin urmare, credința pentru vindecare nu se poate ridica deasupra nivelului general al credinței bisericii. Ar trebui să ne rugăm neîncetat și cu stăruință ca Domnul să dea din nou bisericii Lui darurile ei de altă dată, înzestrările ei de altă dată, cum ar fi evlavia, sărăcia în duh și separarea pentru Dumnezeu. Dacă vreun organ al trupului este slab și bolnăvicios, singura metodă sigură de refacere este să întărești întregul sistem în vederea atingerii standardului normal de sănătate. Dacă întregul trup al lui Hristos ar fi trezit și reinvestit cu puterile lui spirituale inițiale, am fi martorii exercitării mult mai frecvente a acestor daruri și funcții speciale despre care am vorbit, spre gloria lui Dumnezeu.